Buzoienii care nu au reușit să-și cumpere varză pentru a pune la murat pentru iarnă au mers în piața centrală din municipiul Buzău pentru cumpărături, doar că aici, față de anii precedenți, oferta este mai mică, prețurile mai ridicate, iar calitatea sub așteptări. Sunteți mulțumită de prețuri? De... Asta e prețul, alt preț nu găsim pe piețile astea noastre de acum. Vedeți, carabile aproape goale. Cum vi se par prețurile mari? La prețul? Acum nu, 2,50, normal. Varza e de calitate? Este. Din aia plată. Azi e mult mai prost decât ieri ca ofertă. Ieri a fost piața cât de cât mulțumitoare, azi suport ce vreau. Față de anul trecut sunt foarte mari, dar noi nu ne permitem, suntem pensionari, pensia este foarte mică. Anul acesta ați cumpărat mai puțină varză față de... Da, mai puțină față de acum un an, dar o să mai cumpăr, ce să fac? Vi se pare de calitate mică? E mică, deci tot la același preț. Nu e scumpă, mamă, după varză mă ui, dar e foarte scumpă. Noi cu pensiile noastre mici, n-avem ce să... Nu, o lua, dar foarte puțin. Destul de mari. La pensiile care le avem noi... Ați cumpărat varză? Da, am cumpărat. Anul trecut vi s-au părut prețurile mai mici față de anul? Da, a fost, într-adevăr, mai mici față de anul ăsta. Și calitatea cum vi se pare? Anul ăsta de unde am luat a fost o calitate bună, doamne. Comercianții spun că anul 2023 a fost unul secetos și din acest motiv nici varza nu a crescut foarte mare, cât privește prețul de 2,5-3 lei per kilogram. Precupeții spun că este unul corect, ținând cont de cheltuieli, deși raportat la anul trecut clienții sunt mai puțini. Una cam scârcită, nu prea se îndură. Merge mai bine ca anul trecut, ați vândut mai mult? N-au luat cu 2 lei, acum la 3 lei vin. S-au zgârcit prima dată. Nu s-a făcut, nu vede ce micuță e, în cauza vremii, călduri prea mari. Da, sigur că da. Cumpără lumea tot? Da, acolo pentru iarnă, să aibă de Crăciun, de... Cum ni se par prețurile? Acasă, după cheltuielile care sunt, la fel tot ca anii trecuți sunt. Varza e un pic mai la 2 lei. Da, am văzut că mai rezonabilă. Da, dar nu e, e foarte puțină. Din cauza asta. De asta nu prea am văzut foarte multă varză pe piață. Omul ăsta cât a luat la comună, n-a și ia și acum. Cumpără lumea totuși? Păi, care are bani cumpără, care nu se mai uită. Cumpără oamenii? Cumpără, da, mai puțin așa. Deci raport din bani. Nu, totuși nu ca anul trecut, nu? Nu. Anul trecut s-a făcut mai mult, nu? Da, s-a făcut mai mult. Lumea... Vinea mai des în piață, acum aș mai puțin. Cei care însă nu doresc să cumpere varză pentru iarnă, se rezumă să-și achiziționeze câteva kilograme de varză murată, economisind astfel timp și bani.